Bun găsit! Sunt Daniela Dumitrescu, președinte al Institutului de Formare și Educare Relațională IFER și astăzi am bucuria și sunt aproape emoționată că am atât de aproape de mine, am în mâinile mele o nouă traducere a lui Jacques Salomé, o nouă carte, un nou volum, o carte care cred eu că iese cumva din sfera cărților obișnuite. De ce spun asta? Pentru că, în general, poate că suntem obișnuiți ca volumele pe care le citim să ne aducă un plus de informație. Citim cărți pentru că, nu știu, vrem să aflăm niște lucruri sau vrem să înțelegem niște lucruri, vrem să descoperim poate noi idei și noi lumi. Ei bine, cartea lui Jacques nu este o carte care să ofere informație neapărat. Sau cel puțin nu cred că ăsta este scopul acestei cărți, ci cartea aceasta este o carte care oferă o stare, care oferă o cale către sine. Este o carte aproape testamentară, este un dialog extrem de intim, extrem de personal, aproape că pășești cu fragilitate în această mărturisire a autorului despre viață. Despre viață în diferitele ei contexte, despre viața din corpul tău, despre viața trăită în relațiile cu ceilalți, despre viața trăită în relație cu tine, despre viața din viață. Nu este neapărat un subiect ușor, dar îl redescopăr sau, mai bine spus, îmi reamintesc de tandrețea cu care Jacques Salomé își înconjura fiecare gest, fiecare apariție sau fiecare seminar, workshop pe care îl ținea. Deci aici o să vedeți această tandrețe care nu atinge în niciun fel masculinitatea. Este acest model de masculinitate blândă, dacă tot vorbim despre, nu știu, criza în care se află poate astăzi ideea de masculinitate, e, iată un model de masculinitate feminin, dacă aș putea să spun asta, dar dincolo de asta, un model de aplicare asupra ta, asupra vieții, din această perspectivă foarte blândă. Este o lucrare care te face să te întrebi despre tine, care te face să te gândești poate la lucrurile care sunt esențiale pe lumea asta, să te gândești la oamenii pe care ți dorești alături și cu care poate ți dorești să mergi mai departe sau nu. Te face să te gândești la deciziile care te-au făcut să devii ceea ce ești astăzi și să te uiți către toate lucrurile astea cu această blândețe, cu această împăcare de sine, cu această bucurie care nu este o bucurie, nu știu, care țopăie, care este guralivă, care vorbește tare, care țipă, care e criantă. Nu. Este o bucurie tăcută, o bucurie înțeleaptă, o bucurie a conștientizării faptului că a fi aici, acum, în acest corp, în acest timp, în această manifestare unică a vieții, este de departe
cel mai frumos cadou pe care le poți primi. Așa că vă invit să vă reapropiați de voi înșivă prin paginile acestei cărți care vă va însoți ca un prieten drag, ca un mentor blând, ca o șoaptă diafană a vieții care spune ești și bucură-te că ești.